Lovitură pentru președintele Klaus Iohannis. Curtea Constituțională a hotărât că legea privind statutul judecătorilor și procurorilor este constituțională. Legea 303 din 2004 urmează să ajungă pe masa președintelui pentru promulgare. Acesta are termen de 10 zile să o semneze. După ce în luna iulie Senatul a respins cererea de reexaminare formulată de președintele României, Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituțională. Inițial, dezbaterea trebuia să aibă loc luna trecută, însă a fost amânată. În sesizare, președintele a arătat că legea a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a Camerei Deputaților, întrunită neconstituțional. O serie de dispoziții din legea transmisă la promulgare ridică în continuare probleme, unele dintre modificări fiind, prin ele însele, neclare și contradictorii, aspect cu consecințe grave asupra exigențelor calității legii impuse de legea fundamentală, de natură să genereze un puternic impact negativ asupra bunei funcționări a sistemului judiciar, a scris Klaus Iohannis în luna iulie în sesizarea trimisă către CCR. Tot astăzi, Curtea Constituțională ar fi trebuit să discute și despre proiectul de modificare a codului penal, precum și de noua lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. Dezbaterea a fost însămânată pentru data de 10 octombrie.